Merg, 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 merg. Salutare și bine v-am găsit la un nou video. Primii pași, primii pași. Ieri am făcut primii pași, dar astăzi sunt și mai stăpân pe pașii mei, ca să zic așa. Și pot, bine, merg cu el foarte, foarte rigid. Și am câteva noi update-uri pentru voi. Adică primul e ăsta că am început să merg. Astăzi am împlinit 2 săptămâni. Am împlinit 2 săptămâni la, bine, ieri, la 13-a zi, a 12-a, 13-a zi, nu mai știu exact. Am pus primii pași așa fără cârje, dar ușor, ușor. Și astăzi mă simt mult mai bine. Mi-am scos și ațele. Deci în momentul ăsta eu nu mai am nici ațele, nu pot să vă arăt pentru că degeaba, nu se vede, am pansamentul și plus că arată puțin cam ciudat și na, mai există persoane printre voi care cu siguranță nu ar vrea să vadă așa ceva, așa că nu am să vă arăt de data asta. Dar oricum, rana se vindecă foarte, foarte frumos și am început să merg. Sunt foarte bucuros pentru că mă mișc așa prin casă, mai pun din când în când câte o mână pe un perete, câte ceva. Dar și în momentul când m-am dus să-mi scot ațele, mi-a spus că mergi fără, forțează-l. Forțează-l în sensul, adică nu să nu te forțezi exagerat, dar forțează-te să mergi, mișcă. Mișcă-ți mușchii, pot mult mai bine acum să-l îndoi, mult mai mult pot să-l îndoi. Cred că undeva pe la 70 de grade, chiar mai mult, adică unghiul de 70 de grade să formeze încheietura genunchiului. Da, și s-a desumflat, e mult mai bine. Încă un update, un update micuț, îl avem aici, hai mă, acolo. Mi-a venit în sfârșit, nu mini trepiedul ăla, mi-a venit ăsta pe care mi l-am luat în sfârșit și l-așteptam de atât de mult timp, bine, de câteva zile, dar mi-a venit GoPro 5, bine, că o să ziceți că a apărut GoPro 6, bine, asta e Station, adică e varianta mai micuță, pentru că nu aveam nici foarte mulți bani, normal, și na, am vrut să-mi iau asta, e aceeași chestie, deci m-am uitat la foarte multe review-uri, la care e diferența dintre GoPro 5 și GoPro 6, GoPro 6, bine, are 2-3 update-uri, puțină claritate în plus și așa mai departe, doar că nu aveam de dat aproape 30 de milioane pe ăla, 26 sau cât era, și mi-am prins pe asta de Black Friday. Nu mai contează cu cât l-am prins, oricum l-am prins aproape la 50% reducere și e genial și în sfârșit de acum o să pot să-l folosesc. Iar astăzi o să-i facem așa, nu neapărat un review, dar o să filmez așa câte ceva cu el. GoPro Hero 5 Session. Acum o să-i facem și un mic unboxing. Deci, hai, ieși afară, cam așa. Deci, uitați-vă cât de minusculă e camera asta, deci e genial. E superbă și undeva aici ar trebui să avem și în spate cărticelele. Așa, și ce mai avem pe aici? Mai avem încă atât. Avem 2 dintre astea de prindere, 200 dintre astea de prindere. Probabil cei care aveți mai știți la ce se folosesc, îi puneți pe cască sau diferite, plus cablu. Și camera în sine, pe ne mai interesează. Acum camera, haide, invers, trebuie să o desfac de aici. Hai mă. Așa, și asta îmi place foarte mult suportul ăsta pentru că e așa mișto și poți să o pui mereu aici să o ai ca la expoziție. Uitați-vă în ochiul ei la această frumusețe minuscule. Deci e cea mai mică cameră. Cred că eu nu cred că există cameră mai micuță dintre asta. Bine, mă refer la cele pentru sport. Poate sunt, dar ca și GoPro-uri astea sunt cele mai mici. Undeva pe aici se desface. Asta merge să intre până la adâncimea de 10 metri, fără să-i mai pui carcasa, adică, și undeva pe aici se desface, aici îi pui și cardul, mi-am luat și un card să mi-l atașez, dar îmi place foarte mult, deci e așa de micuță, finuță și ușoară, să o pun la loc și o să încep direct să mă joc cu ea, am vrut așa puțin să vă arăt doar. Mi-am adus și vechea cameră, ca să fac așa o comparație între cele două, deci ăsta e GoPro și asta e vechea cameră, bine, e bună și asta, nu are absolut nimic. Asta are husă incorporată, nu are husă incorporată, asta trebuie să-i pun neapărat husă. Deci cam așa arată și camera asta fără carcasă. E o diferență nu foarte mare între ele, doar că diferă forma, ca să zic așa. Dar ca și greutate, cred că e sincer mai greu puțin GoPro. Puțin. Dar oricum, claritatea mă interesează cel mai mult, sunetul și așa mai departe. Iar la asta, mai ales sunetul, e foarte varză când intram în apă cu ea. Pentru că din cauza husei, din cauza carcasei astea, nu se aude absolut nimic. Dar asta m-am uitat la review-uri și merge sub apă super bine. Și am să vă arăt unde mă. Și mi-am luat și accesorii. Am aici accesorii de toate pentru GoPro. Nu sunt originale, sincer. Le-am luat de pe AliExpress. E un site din China undeva pe acolo.
trecă din China, din America, unde îți găsești toate căcaturile, chinezării, efectiv, care sunt mult mai ieftine, dar la fel de bune sau de proaste, ca să zic așa. Și mi-am luat ham pentru piept, cască pentru cap, pentru umăr, pentru mână. Mi-am luat dintre asta să bag vatică în caz de cade GoPro-ul la fund să se ridice, să plutească, să nu cadă mai exact. Și mi-am luat toate accesoriile astea, cred că undeva cu $6-7, dar cred că v-am mai zis chestia asta cu vreo 2-3 videouri. Dar mi-am luat toate astea, deci mi-am luat un set de 5 dintre astea, accesorii pentru GoPro cu $7. Iar în România, dacă le găsești, sunt undeva la vreo $50, cred că, minim. Adică cel puțin 2 milioane dai pe toate astea la un loc. Și la fel nu sunt originale, deci le găsești pe site-uri cu 50 de lei bucata. Da, și eu mi l-am luat așa. Și ce am de gând astăzi să fac, dacă tot mi-au venit toate chestiile astea și am început să merg? Am spus că vreau ca să fac ceva mai diferit și o să-mi pun casca pe cap sau pe piept, nu știu, și o să încerc să fac așa, să fac un video. Vedem, facem ca un test. Deci în momentul ăsta mi-am atașat-o de cap. Îmi place mereu, arată așa de caragios. Și acum, eu filmez acum, deci din momentul ăsta, am să vă arăt ceea ce filmează camera. Hai să ieșim puțin la plimbare, deci nu-mi dau seama cât de mult se vede sau cât nu se vede. Uai, și chiar sunt curios și de lumină și de sunet. Facem așa, mergem puțin până în baie. Mergem așa, ia uite mă. Bă, deci eu nu știu, cred că asta e puțin cam sus, ar fi trebuit să o las mai jos, deci nu-mi dau seama până o să mă obișnuiesc cu ea. Oricum. Ah, da, deci hai să ne întoarcem. Mi-am descărcat acum și o aplicație pentru telefon, pentru că m-am uitat pe internet și este o aplicație pentru GoPro-uri în care poți să vezi exact tot ce filmezi, când filmezi, cum filmezi și așa mai departe. Stai puțin. Nu? Iar am dat pe filmare. Stai mă, trebuie să mă obișnuiesc cu ea. Deci în momentul ăsta filmez cu GoPro și mă văd aici pe telefon, pe aplicație. Mamă, deci îmi place foarte mult cum se vede lumina, nu-mi dau seama de sunet, încă nu mă aud, o să mă uit după aceea. Dar până acum lumina îmi place, deși e foarte slabă, e întuneric și afară. Am să ies după aceea și afară, o să-i facem un test, îmi place că unghiul e destul de larg, plus că are multe chestii, adică poți să îl setezi să aibă wide angle sau să fie chiar la un mod mai normal, ca și cum ai vedea tu cu ochiul liber. Dar oricum e super, super mișto, deci îmi place. Până acum sunt destul de mulțumit de cameră. Dar mai am multe teste de făcut cu ea pentru că am luat-o pentru mai multe. Da. Azi am luat o maretuță și un iscuț așa frumos. Mi-am zis tocmai că l-am măsurat din toate lucrurile. Ce faceți? Akira, care-i treaba, Akira? Ce fugi, te sperii? Trebuie să coborăm acum scările. Dar o să le cobor cu ăsta că nu pot. Așa ușor. Așa ușor, câte o scară. Op. Op, facem primii pași. Și acum lăsăm cârja, fără cârja, mergem așa în echilibru. Ca și cum aș ține ușor. Ușor. Primii pași. Mă simt ca și cum aș fi renăscut din nou. Mamă, câte puțin, câte puțin așa. Op. Merg ca un robot în momentul ăsta. Mamă. Akira, stai cu minte să nu mă dărâm. Eu trebuie să merg în ce? Ce ai făcut aici? Ăsta e de la tine, ăsta e un caca. Ăsta e a tău, e mare. Ce ai făcut acolo? Ăsta e un caca de la tine. Dar așa că eu trebuie să merg așa ușor acum. Că n-am echilibru. Deși merg fără cârje, adică am doar o cârjă în mână. În momentul ăsta piciorul mi este puțin rigid. Ai Luna. Ai Luna, ce faci? Ce faci? Ia uite și geloasa asta. Ia uite și geloasa asta. Gata. Geloasa, a venit geloasa, să nu mă dărâme, ai grijă. E greu primii pași. Zici că am renăscut așa câte puțin. Băi, parcă mă simt ca un bebeluș dintre ăla care abia face primii pași. Nu pot să-l îndoi mult. Adică îl îndoi așa puțin. Dar mi-e frică să-l încordez foarte tare, să nu-mi fugă, să nu mă lase. Oricum e bine pentru început primii pași. Ușor, ușor. Facem și un test la cameră cu ocazia asta. Uite, mă văd acolo. Oare cum arată? Adică nu știu dacă se vede bine în momentul ăsta, dar oricum. Acum să văd dacă pot să urc scările, că e mai greu la urcat. Nu cred că pot. Ia. Una. Uite, mă, că pot să urc și scările. Ușor. Așa ușor. Ușor, dar sigur. A, hai mă, că e bine.
Ce faci? Ce faci? Mi-am dat-o jos acum de pe cap, deci nu știu cum se aude, facem un test, sper să se audă bine, lumina e destul de slabă, sunt nori afară, e întunecat, nu prea e foarte, foarte bine. Voi ce faceți aici? Aveți chef de joacă? Sper să nu mă dărâmați pentru că trebuie să stau bine, eu abia mă țin în picioare. Primii pași, am ieșit puțin afară acum, deci, dar e frig, e destul de frig, e urât. Vine iarna, mai e o săptămână, două, cât mai e, o săptămână și vine oficial iarna. Gata, intrăm în casă. Hai că a început să filmeze, deci trebuie să mă obișnuiesc eu pentru că nu văd ca la o cameră, deci nu mă văd, nu știu ce filmez în momentul ăsta, doar dacă mă uit pe aplicație pe telefon. Dar oricum, din moment ce are unghiular, pot să pun mai jos sau mai sus, că tot mă prinde în cadrul ăsta, o știu sigur. Da, am făcut și puțină mișcare la aer și am să ies de acum, de fapt, în fiecare zi, câte puțin, câte puțin. Pentru că trebuie să-și dea drumul piciorul cât mai mult. De săptămâna viitoare, adică, nu știu, peste vreo maxim o săptămână, o să încep să pedalez ușor, ușor la bicicletă. Și, bineînțeles, că o să vă țin în continuare la curent cu evoluția mea și cât de bine o să îmi revin. Da, așa că am să închei video-ul ăsta. A fost așa ca un mic review și la camera asta nouă pe care mi-am luat-o. În momentul ăsta eu filmez tot cu ea pentru că vreau ca să văd cum se aude și o să văd după aia la momentul editării. Sper că v-a plăcut video. Da, și noi ne vedem data viitoare, așa că nu uitați să mă susțineți cu un like, să vă abonați la canalul meu și cam atât. Gata, bine, numai bine.